되는지? 뭘? 시에 sunt pe drumul de dimineață, am avut o întâlnire a venit de 4 ore, așa că, dacă vă înțeleg, cum înțelegi pe mine, să fie ultima prezentare și nu să fie doar despre Comac, să fie despre marketing, despre cum văd eu că ar trebui să funcționeze un magazin, cum ar trebui să gestioneze fiecare business-ul magazinului, pentru că totul se învârte în jurul vieții. Auzim o grămadă de lume care spune asta, dar, din păcate, nu ajungem să dăm valoare doar atunci când ne dăm seama că chiar așa stau lucrurile. La început umblăm după foarte multe artificii și șmecherii din Moscou, să zic așa. Vrem noi să vindem, dar doar când oferi suficient valoare se întâmplă să primești înapoi. În fine, creșterea unei afaceri prin realizare și automatizare. Pentru că se vorbește, se vorbească tot mai mult de automatizare. Noi, împreună cu partenerii noștri, chiar facem acest lucru și să vedeți cum. Trei acțiuni pe care le poți automatiza în business e marketing, vânzarea și loializarea. Să fiu destul de rapid și mă întrerupeți unde considerați că e nevoie. Împreună cu partenerii noștri de la Copec, probabil ați văzut deja infografic, cunoașteți cifrele, știm că avem o piață de 3,5 miliarde. Aproape 10 milioane de euro se vând zilnic, oficial, legal, în România, în e-commerce. Știți, da? Acum, fiecare își cunoaște nișa, fiecare probabil știe cât suportă piața lui și cât are din acea piață. Aici sunt o parte din clienții noștri. Oficial avem peste 600 de magazine pe Comac. Și fericit pe toată lumea. Bun. Scopul unei afaceri este să se facă bani. De foarte multe ori primesc întrebarea cât vinde cel mai mare client al tău. Care este cel mai mare client de succes pe platformă, pe care îl cunoașteți mai departe. E bine, lucrul ăsta, cum am spus și la început, se întâmplă dacă înțelegi că toți banii ăia vin de la client. Pentru că dacă tu te focusezi să faci bani și nu faci absolut nimic, doar citești, înveți, pui întrebări, citești, înveți, pui întrebări și nu execuți nimic, nu se întâmplă nimic. Trebuie să înțelegi cine, ce problemă are și cum poți tu, prin produsul, serviciul pe care îl oferi sau serviciul împreună cu produsul pe care tu îl vinzi, dă soluția clientului și îi scoate banii din buzunar. Pentru că dacă clientul nu e mândru să-ți dea bani, acela nu o să se întoarcă la tine și nu o să spună mai departe că e mândru de magazinul de unde a cumpărat. De aceea foarte multă lume vorbește de un singur magazin online. Cam despre asta este vorba acum. Și acum o să vorbim de un potențial de creștere. Fiecare afacere vrea să crească. E bine, ce avem noi la baza creșterii unei afaceri? Primul rând, trebuie să mărim traficul. Am văzut cu retargeting cum vezi cum poți să mărești traficul. Vrei să crești business-ul, trebuie să audă mult mai multă lume de tine, ai nevoie de trafic. Poți face prin etape. Poți și singur, poți prin alte artificii, decizia la tine. La baza fiecărui business, fiecare business, este un număr de contact. Dacă lumea nu știe de tine, dacă tu nu poți să-i retargetezi, să le faci email marketing, să le faci follow-up-uri, nu poți să vinzi mai mult. Sau nu poți transforma în clienți. Bine, dacă îți crești numărul ăsta de contacte prin diferite acțiuni, cu siguranță ai potențial. Business-ul tău să crească mai mult. Pe urmă, mărești numărul de clienți. Aici fiecare are niște date, niște cifre. Dacă măsurăm un analitic, cu siguranță le știm. Dar trebuie să le știm. Și vezi cu ce procent sau de câte ori poți înmulți fiecare dată dintre acestea. Traficul, cât poți să crești numărul de clienți, marja, cât poți să faci upsell și frecvența de cumpărare. Acolo o să-ți dai seama ce potențial are business-ul tău. Și crede-mă, într-un an, aproape în orice business, aproape am spus, se pot dubla fiecare. Asta nu înseamnă că îți dublezi business-ul, înseamnă că poți să ajungi la 16 ori mai mult. Faci un cap. E un potențial, am spus că ajungi. Pentru că probabil într-o parte tu poți să-ți crești doar traficul și clienții sau contactele. Probabil nu poți să ai margini normale, probabil nu poți să faci absolut. Deci ar trebui să înțelegi destul de bine clientul, să înveți, poți să faci upsell, să faci, să ai frecvență de cumpărare mai mare. Un exemplu de funnel de achiziție, probabil cunoașteți, sunteți familiarizat, dar cam așa funcționează în general. Avem trafic din search, adică Google și Facebook, vine într-o pagină, se interesează sau nu, facem un opt-in, un pop-up, încercăm să grăbim vânzarea. Eu sugerez prin thank you page, ok, poți să-i mulțumești, dar îți sugerez să grăbești vânzarea, să-i pui acolo ofertă, cât mai relevantă, cu pop-up-ul respectiv. Poți să-i faci
Planning și se ducă spre altă pagină de ofertă sau se face un upsell după ce a cumpărat. Dar, din păcate, mulți știu treaba asta, dar mulți și pun în practică. Din păcate, știți, pentru că se opresc aici, ceea ce e total greșit. Trebuie să ai un proces de onboarding la client. Da? Sună foarte bun. Poți foarte în zona de servicii de SaaS, dar poți să faci la orice magazin online. Asta înseamnă să reduci. De ce faci content marketing? Nu doar să atragi clientul, să fie pentru Google, să ai ceva pe Facebook. Da, e un motiv, dar tu poți să scalezi conținutul acela dacă ai în minte clientul atunci când faci conținut. În sensul că i-ai vândut o categorie de produse și tu, automat, îi livrezi un articol cu sfaturi utile despre acel produs. Automat îți folosești acel articol de mai multe ori. După o altă perioadă, îi trimiți un e-mail de mulțumire cu alte informații. Câte lume face acest proces? Câte lume vrea să facă? Fericită! Puneți-vă în pielea fiecărui client când vedeți acest grafic, aceste informații. Gândiți-vă la ultima achiziție care ați făcut. Știți fiecare să folosiți produsul pe care ați achiziționat? Va fi de folos. Ați da o notă mai mare, ați avea un traz mai mare la magazinul care va oferi și niște informații, niște conturi, niște hinturi despre cum să folosești acel produs sau serviciu. De aceea noi dezvoltăm atracu de mult partea de suport. Unde blog sau video? Probabil știți, am început de anul trecut să fac foarte multe videouri. Eu nu le fac de nebun, nu le fac că mă plictisesc. Mă rog pe echipa mea care fac foarte multe activități pe care făceam eu și fac video pentru clienți. După, se plânge foarte multă lume că nu primește feedback de la client. Nu o să vină. Bine, clientul nu o să vină să zică, băi, ești cel mai tare, mulțumesc, îți dau un review, hai să scriu despre tine, să facem ceva. Pentru că nici tu nu faci asta, nu ai timp, nu ești pe modul acela pe care sunt foarte ocupați cu ce ai de făcut în fiecare zi. Bine, dar dacă îi ceri asta, îți crești șansele ca să primești un feedback. Dacă ai o bază suficientă de adrese, de contacte, de clienți pe care să faci această cerere, cu siguranță numărul testimonial se crească. Cum poți să faci asta? Poți să-i spui să-ți dea înscris ceva. Sau poți pur și simplu să faci un survey. Nu ne trebuie o aplicație cea mai sofisticată, se poate face foarte simplu un Google Drive. Vezi ce se poate face și practic începi să-ți profilezi. Dacă nu-ți mulți dezvolte bine clientul, dacă din Facebook și din Analytics n-ai reușit să înțelegi, când începi să pui la 30-50 de clienți o parte în întrebări, da, după ce ai primit 30 de răspunsuri, ai început să le schimbi. Începi să-ți faci un profil, să înțelegi mult mai bine ce se întâmplă și totodată să obții un testimonial de la el. Cum vi se pare asta? Ați încercat? Google Drive, un link în mail-ul de mulțumire și ați rezolvat problema. Ce faci pe urmă? L-ai ajutat, ai fost pe tot parcursul post-achiziției lângă el, de dată mulțime de informații, și faci. Continui vânzarea, faci upsell. După tu știi ce a cumpărat, programul tău informatic ar trebui să înțeleagă asta, poate simplu să-i setezi un mail, să-i trimite un mail cu discount pentru a face upsell în locul ăsta. Și astfel tu intri într-un ciclu de perpetu de vânzare. Iar asta o schimb? Să avem grijă de clienți, să comunicăm spre clienți, pentru că foarte multe lume vorbește de achiziții de trafic nou, dar e sângele pe care le face. Dar uite de asta. Și nu avem niciodată bugete pentru baza de clienți. Care sunt cei mai buni oameni care ți-au dat bani. Te lăsăm acolo. Dacă se cumpere bine, dacă nu, una, nu face nici e-mail marketing corect, pentru ei, trimite-mi la toată lumea la fel. Doi, nu rămas mai nimic. Bine, se poate face foarte simplu. Pe thank you page, dacă a cumpărat, o să faci retarget. Remarketing, cum vreau să spun. Bun. Vinde mai mult clientul existent. Faci upsell. Poți să o faci automat. Sau dacă tu ai o CRM, ai o bază de date, care ai tot istoricul clientului. Aici da, este un prins din CRM-ul din Gomac, că nu o să vorbesc de altceva când îl aveam acolo, unde se vede istoricul fiecare ce și când a cumpărat. De ce sunt foarte mult aici? Pentru că orice om nou în business-ul tău, pentru că vorbim, e foarte greu să aduci oameni noi să îi trăinești, vede istoricul fiecare client, nu trebuie să-l cunoască, nu trebuie să fie de 8 ani în business-ul tău, cum e Adriana noi, o să fie de 2 săptămâni, să intre să vadă ce a cumpărat Costel, spune, bă, te-a cumpărat asta, foarte tare, să mai vând și asta. Să ți-ar fi de folos și asta. Atunci, dacă voi aveți confirmare telefonică la vânzare,
a cumpărat ceva, ai văzut, îl sună, dacă trimiteți automat, atunci o face automat pe e-mail. Dar dacă se intervine uman, e foarte simplu să faci lucrul ăsta. De Globos ați auzit? Sunt bolții noștri în platformă. Chiar automatizează lucrurile, să vedeți, avem clienți care, pentru care deja au rezolvat zeci de mii de task-uri de situații, care în mod normal, uman, manual, nu se poate face. Și avem deja 6 boți. Acesta este, cred că, cel mai așteptat. Ce botul? Mulțumesc, Victor. Da, Victor, păi când de la SES ne-am făcut oarecum o lansare la un alt eveniment, dar ne-am dat seama că era foarte dificil de utilizat de către clientul final. Așa că încercăm fiecare lucru să-l simplificăm, altfel fiecare new feature care îl aduce în platformă atrage după sine 50-100 de mail într-o zi. Explicăm ce face, cum face, de ce face și așa mai departe. Așa că ne asigurăm că fiecare lucru este înțeles de cât mai multe lume. Facem o documentație, tot ce le facem public. Cam asta se întâmplă acum. Ne așteptăm confirmarea, aprobarea de la Facebook pentru a putea face public la toată lumea. S-ar putea să primim deja făcut solicitarea de câteva zile. Pentru că știți, cu ultimele scandaluri, cu GDPR-ul, cu toate cele, e mai greu deja tehnic, tehnologic, să primești aprobări pentru aplicații care oarecum colectează date sensibile. Dar noi nu colectăm date sensibile. Cu astea se face o meciuire în spate un număr, cu adresa de e-mail. Deci acum o să vezi, poți să-i dea un mesaj, merge până în 3 secvențe. Poți să-i pui un text. Deci textul, poți să-i pui un URL. Aici este URL-ul, vezi de care pe adresa pe care dorești. Sau poți să pui tap to call. Sună acum. Da, ce numărul meu, era de exemplu. Adică tu poți să iei din nou, să transformăm, să afișăm și pop-up-uri și toate opțiunile prin care poți interacționa prin Facebook Messenger cu utilizatorii tăi. După ce avem consimțământul lui, începem să înțelegem totul despre el, inclusiv ce a cumpărat, până în cel mai mare detaliu, pentru a reuși ca ulterior să dăm un mesaj pe Facebook Messenger cu produsul cel mai relevant pentru a face upselling. Și asta va fi inclus la toată lumea de platformă, pe orice pachet. Gratuit. Mulțumesc! Contactul. Cum? Okay. Contactul pentru noi să sunt dat la sfârșit. Da, sunt prezentat, sigur. Aici e un GIF, arată cum funcționează botul de e-mail. Vorbeam de acel setup-ul, de acel upsell. Și vezi, alegi condițiile pentru care să afișeze. În cât timp a fost adăugat produsul sau de cât timp a fost cumpărat, poți să pui foarte, foarte multe condiții. Și el lucrează. Credeți că un om nu poate să facă lucrul ăsta. Pentru că aici, vedeți pe câte produse a avut acțiune fiecare botul. Aici avem 1544, 6000 și aveam undeva... Da, 2482. Ce face acest bot? Mută produsele dintr-o categorie în alta, dintr-un status în alta, le mută sau le pune sau le scoate de pe prima pagină, le afișează cu un bundle de noutăți sau reduce, în funcție de stoc, în funcție de cât se cumpără. Practic, toată interacțiunea asta devine organică. În funcție de ce se întâmplă la tine în magazin, poți lucrează și îți afișează produsele. Una, cât lucrează la nivel de interfață de utilizator, ceea ce vede omul în față. Doi, poți să legi cu cel de e-mail care îți lucrează în spate. Deci dacă am fost suficient de înțeles sau sunt prea obosit. Adică mută produsele, lucru care l-a face un om, tu îți plătești un om, ok, avem 50 de produse noi sau am adus nou iPhone și trebuie să punem la ofertă. E bine, dacă pur și simplu l-a detectat produs nou, el le pune singur la ofertă. Dacă ai pus toate produsele în categoria Apple, noi, în ultimele adăugate, în ultimele două zile, punem în prima pagină și trimite un e-mail la clienții care au mai cumpărat orice accesoriu Apple. Face simplu. Dacă ai făcut importul sau te-a legat de Smart Bill sau de orice RP, sau pur și simplu dacă adaugi manual și el face tot lucrul ăsta. Am despre asta de vorba. Și toată treaba asta cu Comac nu este doar despre mine, chiar dacă eu sunt CEO și imaginea firmei, este o echipă în spate, care vedeți aici, și pe care eu sunt cu trei colegi să ne uit în fața Adriana, care este aici. Și Iulia și Andreea, care se la suport.
în față, nu la acolo. Iulia... Ia, cred că are și... Are puțină treabă. Iulia! Hai în casă! Da, suntem o parte. Restul sunt acasă. Asta este partenerul meu. Și da, Adriana, v-ați văzut-o, este, imaginea asta este pe barna de la acum. De ce? Pentru că ne suportă, mă suportă de vreo 8 ani. Ea este interfața directă cu clienții. Probabil ați interacționat foarte mult cu ea. Și probabil, o să interacționați cu ea, o să vă spună câteva cuvinte. Am luat-o așa pentru cuvinte. Eu am spus foarte multă că de mult. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru participare, pentru timpul alocat. Ne-ați surprins foarte plăcut. În numele echipei care este prezentă aici, dar și în spate, echipa Gumag, vă mulțumim. Vreau să-i felicit pe clienții care folosesc în momentul de față platforma Gumag, suporterii noștri. Iar cei care vor să folosească platforma Gumag, avem aici, dar nu acasă mă găsiți pe gumag.ro. Mulțumesc! Da, și pentru cei care acum interacționează prima dată cu noi, spuneți cum de Gumag, avem vechim în spate, suntem din 2005 pe piață și nu avem fonduri de investiție, mai am lucrat cu statul și nu suntem din București. O firmă agenție din Baia Mare, care a dezvoltat toată nebunia asta. Mulțumim! Platforma ta poate să facă lucrul ăsta. Eu nu avem o politică agresivă de vânzare, suntem foarte bun la marketing, spun eu. De-aia că oamenii clienți ne spun că iubesc platforma noastră, asta vreau să facă. Cei care folosesc platforma vreau să ne dea cu groși bani pe asta. Dacă platforma care o folosesc acum vine și are toată nebunia asta, care crede cu automatisme, cu boți, cu roboți, cu Facebook chat, cu e-mail-uri, care îți pun produsele de o parte în alta, dacă crezi că te ajută, platforma ta în această direcție este ok. Dacă crezi Gumag ar fi potrivit să facă lucrul ăsta pentru tine. Chiar un client a spus că i-am salvat un salat pentru că nu mai trebuie să plătească un om să facă toată nebunia respectivă. Ideea este să testezi, compari Gumag cu alte platforme, vezi de care te îndrăgostești și e cea mai bună decizie. Sunt... Ce vreodată platformele? Un magazin făcut, nu pe platforme. Da. Da. De, ok, când a făcut, când s-a făcut ultima actualizare la acel magazin? Actualizare tehnologică. S-a făcut tot timpul update-uri, dacă procesul de vânzare corespunde 2019-2020. Nu sunt. Nu sunt. Chiar dracului de spun să faci așa ceva. Noi știm treaba asta, suntem naivi de tehnici și facem lucruri care sunt foarte greu de reprodus. Pot să-ți spun oh, da! Eu n-am gândit, dar nu sunt. Pentru el. Vorbesc serios. Nu pentru că sunt reprodus. Dați-i microfonul. Dați-i microfonul. La un telefon sau timp. Iar la un magazin de care zice de la stări, pe care le-am dat și noi înainte, suposu la răspunderea nimic, trebuie să cauți tot felul de blocuri, de chat-uri, de toate de cuvinte, nu răspunde programul. Hai să vă arăt acum mai câte de documentat să vă arăt de suport, pe lângă care vă arăt. Cam aici, total, suportul este pe etichetă. Și aici e partea de bun venit, care sunt cele mai simple lucruri, partea de configurare.
și ea e de mare și se lucrează în permanență, în mod continuu, cineva adaugă tot ce se întâmplă acolo. Eu zic să o testați și luați cea mai bună decizie pentru business-ul vostru și pentru colegii mei. N-ai cont de demo, de trial. Dar da, este un cont demo, cum faci să... Până acolo pe ecran. Da. De trial. Cel mai simplu este să intrați aici, vedeți și pe Adriana. A, intrați și acum. Dacă vreți să vedeți prețurile... Da, e Adriana acolo. Da, noi credem în oameni, suntem pentru oameni, scoatem echipa în față, în maxim transparență, scoatem clienții în față. Acestea sunt prețurile, testați. Încearcă gratuit, 15 zile, o să primiți câteva e-mail-uri, o să primiți telefoane de la colegele noastre. Dacă vă depăsiți de platformă, o să o folosiți, cu siguranță să vă ajute. Cred că ce-o consider că noi întotdeauna suntem la început, pentru că vrem să facem o mulțime de lucruri care să aibă impact direct asupra vânzărilor. Acum, am spus, în peste 600 de magazine, am trecut, zicează, mai mult de 1,5 milion de euro lunat prin magazinul noastră și învățăm în permanență o mulțime de lucruri și vedem ce are impact asupra vânzărilor. Avem și noi, Academia de e-commerce, este pe platforma Gomag, unde vindem și noi să învățăm mai multe despre lucrul ăsta. Și aducem în permanență monetății care să susțină creșterea pe care business. Mulțumesc!